Bun găsit! Sunt Simina Lupu și vă prezint știrile Media TV Megidia. Iată principalele titluri ale serii. Astăzi megidienii au sărbătorit adormirea Maicii Domnului. Astăzi a fost cea mai importantă zi din cadrul manifestărilor organizate în această săptămână și dedicate Marinei Române. Tot astăzi a fost praznic mare pentru toată suflarea creștin-ortodoxă. Astăzi megidienii au sărbătorit adormirea Maicii Domnului. Dis de dimineață, tineri sau bătrâni, oamenii au venit cu sufletul curat la bisericile din oraș pentru a participa la slujba de Sfânta Maria. Peste 2 milioane de români își serbează onomastica la 15 august. Cu acest prilej, echipa Media TV urează la mulți ani tuturor celor care serbează astăzi ziua de nume. Există o serie de controverse referitoare la data când creștinii ce poartă numele de Marin, Maria, Marioara își serbează onomastica. Creștinii ortodoxi sărbătoresc adormirea Maicii Domnului. Este de fapt moartea Maicii Domnului, dar creștinii nu socotesc moartea ca moarte, efectiv ca dispariție, ca intrare în neființă, ci sărbătoresc moartea ca intrare de fapt în plinătatea ființei. Maica Domnului se mută în felul ăsta la ceruri, unde se găsește și astăzi și tradiția creștină, populară, spune că Maica Domnului se află în permanentă rugăciune mijlocitoare pentru noi către Fiul Său și Dumnezeul nostru, Domnul Iisus Hristos. Nu este o sărbătoare a tristeții, pentru că, așa cum am spus, moartea nu este decât o intrare în ceea ce înseamnă plinătatea ființei, o apropiere mai mare de Dumnezeu. Dar bineînțeles că pentru această apropiere noi trebuie să ne pregătim. Maica Domnului este în sensul acesta un model de urmat de fiecare dintre noi. Ne ține care este diferența dintre sărbătoarea de pe 15 august și 8 august? Diferența este septembrie. 8 septembrie, da. Diferența este evidentă. Dacă pe 15 august sărbătorim adormirea Maicii Domnului, pe 8 septembrie este sărbătorită nașterea Maicii Domnului. Știm că Maica Domnului s-a născut în chip minunat din părinții Ioachim și Ana în urma unei îndelungate rugăciuni. E lungă povestea, în fine, povestirea, așa, și nu vreau să o desfășor pe toată, dar Maica Domnului este un dar al lui Dumnezeu pentru cei doi părinți, Ioachim și Ana, ni se spune drepții părinți Ioachim și Ana, și bineînțeles un dar pentru noi toți, pentru că prin ea a venit mântuirea. Noi creștinii ortodoxi socotim că Maica Domnului de fapt s-a născut cu păcatul originar, ca un om normal. Catolicii socotesc că de fapt s-ar fi născut fără păcatul originar. E vorba despre dogma Imaculatei Concepții. Bine, noi nu acceptăm această dogma Imaculatei Concepții și spunem că singurul născut fără păcat este Domnul Iisus Hristos, din Maica sa, Fecioara Maria, și din puterea Duhului Sfânt. Lucrurile sunt foarte simple. Așa cum toți ceilalți își sărbătoresc ziua numelui în ziua în care Sfântul lor Ocrotitor a trecut la Domnul, la fel și cei cu numele Maria, Marian, Marina și alții își vor sărbători ziua numelui în ziua trecerii la Dumnezeu a Fecioarei Maria, adică pe 15 august. Sfântă Marie. Știți care este diferența între 15 august și 8 septembrie? Ce sărbătorim pe 8 septembrie și pe 15 august? Pe Maria Mică. Sfânta Maria Mică și Sfânta Maria Mare. Sfânta Maria Mare e mai specială ca cea mică. Ce se întâmplă de fapt astăzi? E mai exact, chiar nu știu. Totuși, unii susțin că ar trebui să-și sărbătorească ziua numelui pe 8 septembrie, deoarece 15 august este o zi mai tristă, când Maica Domnului a adormit. 15 august noi sărbătorim adormirea Maicii Domnului. Puteți să ne spuneți ce știți despre adormirea Maicii Domnului? Păi, mare așa, ce să știu, când Domnul Iisus Hristos a anunțat-o că trebuie să plece dintre noi, ea s-a pregătit și Domnul Iisus Hristos a luat-o la locul ei, deci a adormit și deci a plecat la Dumnezeu, la locul ei de liniște și de
altceva. Știți care este diferența între sărbătoarea de pe 15 august și de pe 8 septembrie? Da, diferența este că astăzi este adormirea Maicii Domnului și nu se fac petreceri de se fac slujbe și nu se fac petreceri și alte. Așa, și pe 8 septembrie este nașterea Maicii Domnului, mama lui Domnul Iisus Hristos, atunci se poate să facă așa, hramuri sau... Atunci se sărbătorește Sfântă Mărie. Adevărat Sfântă Mărie, da. De reținut că toate sărbătorile din calendarul ortodox sunt ocazii de bucurie pentru creștini. Întreaga ortodoxie sărbătorește astăzi praznicul adormirii Maicii lui Dumnezeu, Maicii Domnului. Este o sărbătoare care vine după o perioadă de post de 2 săptămâni. Din asta înțelegem că este o sărbătoare profundă, care necesită o profundă trăire duhovnicească. Este încununarea unei perioade de post, post în care cu toții am dorit să ne îndreptăm trăirile și simțirile spre Dumnezeu. Am dorit să îmbunătățim aspectul duhovnicesc al vieții noastre și am căutat să fim pildă și să fim pentru cei din jurul nostru, pentru semenii noștri, oameni care să călăuzească spre Dumnezeu pe cei aflați pe căi rătăcite. Sigur că astăzi este o sărbătoare în care bucuria nu este atât de mare, în sensul că nu este o sărbătoare în care cei care poartă numele de Marin, Marian sau Maria încep o petrecere fără sfârșit. Este vorba despre prăznuirea adormirii Maicii Domnului și este o sărbătoare care are mai mult o însemnătate duhovnicească, cea mai mare însemnătate duhovnicească și mai puțin una lumească. Pentru că această adormire a Maicii Domnului este, putem să o considerăm ca adormirea Maicii noastre a tuturor, pentru că cu toți suntem fii Sfintei Fecioare, cu toți suntem aflați sub grija ei și sub Sfântul Său acoperământ, cu toții putem considera că astăzi am pierdut pe mama noastră, pe maica noastră. Dar aspectul, să-i spun așa, plin de speranță al sărbătorii de astăzi este faptul că Mântuitorul Hristos, îndată după moartea Maicii sale, o ridică cu trupul la cer, astfel că ucenicii strânși din toate colțurile lumii și fiind martori acestei adormiri a Sfintei Fecioare, ca și la învierea, ca și arătările după învierea Mântuitorului Hristos, Toma ajunge mai târziu, cere să-i se deschidă mormântul și în mormânt nu se mai afla nimeni. Prin descoperire dumnezeiască au înțeles fiecare că Sfânta Fecioară a fost ridicată cu trupul la cer. Acesta fiind aspectul, cum spuneam, optimist al sărbătorii de astăzi. Gândiți-vă că nu s-ar fi putut ca Maica lui Dumnezeu să rămână aici pe pământ. Fiul său nu ar fi putut să lase să se întâmple lucrul acesta și a luat-o cu el în ceruri. Astăzi este mai mult o sărbătoare a meditației, o sărbătoare în care fiecare mamă, la rândul ei, trebuie să se gândească la felul în care își crește copiii, la felul în care își crește familia, la felul în care se apleacă spre responsabilitățile pe care le are în familie și în societate. Pentru că Sfânta Fecioară a crescut zi de zi, vă dați seama, așa cum noi creștem copiii noștri zi de zi, pe Fiul lui Dumnezeu. Cum gândiți că a fost misiunea ei de a-L crește pe Fiul lui Dumnezeu? Noi avem copii și avem grijă să nu cadă, să nu se rănească, să nu, sau să fie hrăniți sau educați așa cum gândim noi mai potrivit pentru ei. Vă dați seama responsabilitatea ei și înălțimea ei duhovnicească de a putea să-L țină în fiecare zi de mână pe Fiul lui Dumnezeu și de a-L călăuzi spre pașii acestei lumi. Și de aceea și toate mamele să se gândească astăzi la faptul că pe lângă copiii pe care îi cresc în sufletul acestor copii și pe Hristos. Dacă Hristos nu crește odată cu copiii noștri, în sufletul lor, ne vom trezi mai târziu cu niște oameni despre care vom spune unde au fost mamele lor.
la timpul potrivit. Spuneți-ne care este diferența dintre sărbătoarea de pe 15 august, respectiv astăzi, și 8 septembrie? Sărbătoarea de astăzi, 15 august, este adormirea Maicii Domnului, iar pe 8 septembrie este nașterea Maicii Domnului. Atunci putem spune că, fiind și o perioadă fără post, fără... Așa, este o sărbătoare a bucuriei, într-adevăr, și atunci, în limita, eu știu, bunei credințe și în limita bunului simț, credincioșii pot sărbători și pot să se bucure împreună cu familiile de purtarea numelui Sfânt. Dar atunci când porți un nume Sfânt, este iarăși o responsabilitate în plus, este iarăși cum să spun, ca un dar al lui Dumnezeu și nu trebuie acest nume de Maria sau Marian sau cum te numești, un derivat de la aceste nume, să fie, eu știu, purtat în vreo petrecere deșanțată și fără sfârșit. Toate praznicile împărătăiești, toate sărbătorile dedicate sfinților și toate duminicile sunt vești bune și își au izvorul în vestea cea bună, adică în Evanghelia Mântuitorului Hristos. Chiar și zile precum Vinerea Mare, în care a fost răstignit Mântuitorul Hristos, cuprind în ele nemărginita bunătate și iubirea lui Dumnezeu față de întreaga lume. Sărbătorește nașterea Maicii Domnului. Spuneți-mi despre sărbătoarea în sine de astăzi. Ce obișnuiți dumneavoastră să faceți de Sfântă Mărie? Asta e o sărbătoare foarte mare. Aducem tot ce e dulce, tot ce e cu vin, împărțim pentru să fie pomenit pentru Fecioara Maria și pentru morții noștri care îi avem. Cu numele și fără numele, e o mare bucurie pentru toți creștinii care sărbătoresc sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Care este diferența între sărbătoarea de pe 15 august și 8 septembrie? Pe 8 septembrie este nașterea Maicii Domnului. Este o sărbătoare care se sărbătorește mai mult la mănăstiri, la Maica Domnului, ajută foarte mult cei care sunt în mănăstiri, care sunt departe de noi și se roagă Dumnezeu pentru noi. Cei care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, când trebuie să petreacă? Pe 15 august sau pe 8 septembrie? Nu, pe 15 august, așa se obișnuiește, pe 15 august, pe 15, pe 6 septembrie. Pe 8 septembrie. Atunci, mai mult v-am spus, e sărbătorită mai mult de Sfintele Mănăstiri. Megidienii nu au ținut cont astăzi de temperaturile caniculare și au venit cu toții la Biserica Sfinții Petru și Pavel pentru a participa la slujba închinată Sfintei Marii. Eu azi am venit la biserică, am cântat un cor cu doamna profesoară Enea. Ce se sărbătorește astăzi? Sfânta Maria. Și pe toți care îi cheamă Maria îi urez multă sănătate și la mulți ani din partea mea. Astăzi românii au avut liber pentru a sărbători Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului. Decizia de includere a acestei zile în codul muncii a fost luată în anul 2008 de către Parlament, după ce a fost acceptată solicitarea de reexaminare a noii legi privind reglementările în sectorul muncii cu includerea printre sărbătorile legale a zilelor de Rusalii, dar și cea din 15 august. În jurnal mai puteți urmări. Astăzi a fost praznic mare pentru toată suflarea creștin-ortodoxă. Și tot astăzi a fost cea mai importantă zi din cadrul manifestărilor organizate în această săptămână și dedicate marinei române. La Constanța, o serie de manifestări, jocuri marinărești și expoziții navale i-au atras ca un magnet pe oamenii de pretutindeni în orașul de la malul mării. În Megidia a fost liniște majoritatea localnicilor, îndreptându-se spre faleza din fața comandamentului flotei, pentru a urmări întreg spectacolul. Prezintă onorul. Sunt comandantul gărzii, capitan comandor Mihai.
Astăzi, dis de dimineață, între orele 8:59, a avut loc o avanpremieră a activităților. De la eveniment nu a lipsit nici înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Între orele 10 și 12 s-a desfășurat un ceremonial militar și religios, iar pe faleza din fața comandamentului flotei, exercițiul demonstrativ Forțele Navale Române 2013. Printre invitații de seamă s-a numărat și primarul Constanței Radu Mazăre, care a ținut ca de fiecare dată să aibă o costumație în ton cu evenimentul. Edilul nu a urmărit în întregime festivitățile dedicate Zilei Marinei Române de la tribună, deoarece a dorit să petreacă mult timp și în compania domnișoarelor care l-au însoțit. Primarul s-a declarat nemulțumit de organizarea evenimentului, considerând că programul putea fi mult mai interesant și mai dinamic. Și-ar fi dorit ca întregul show să fie mai spectaculos și ar fi vrut să vadă mai multe fete și mai puțină tehnică. Și ce înseamnă să fii marin aici? Adică, luat și plătească și marina în ochii, că pe apă, tot stai și îmbriești. La tribună n-au putut în primul rând, dacă nu puteam să dau deoparte miniștri sau generali cu multe stele, am stat undeva pe rândul 3. N-am mai fost, iar vrei să spun, se vede că e recesiune. Am zis, mai dinamică, că mi-am putut. Facem economie la combustibil, păi și aici activitățile în față nu le văd oamenii. Zic, mai cereți puțină sfată în ceea ce privește spectacolul. Sunt aceleași de ani de zile. Mai spectaculos, la ce au avut la dispoziție, nave, elicoptere, avioane, să fie ceva mai spectaculos. Mai multe domnișoare, dumneavoastră? Nu, dar am văzut că au avut și domnișoare, zic ăstea. Deci ce faceți voi la armată cu toată tehnica ați avut? Cu câtă tehnică ați avut, ați început și voi cu domnișoare, zic că ăstea sunt atributul meu. Voi cu puștile, cine? Primarul Constanței a purtat o discuție interesantă și cu ministrul afacerilor interne Radu Stroe, de la care a rămas plăcut surprins să audă că și acesta a absolvit Institutul de Marină. El a dorit să comenteze și întâlnirea cu președintele Traian Băsescu, pe care l-a admirat pentru faptul că este un marinar însetat de navigarea pe Marea Neagră și nu numai. Pentru edil să navige este o treabă pur bărbătească pe care o respectă întru totul. Am discutat cu ministrul Stroie și am fost surprins să aflu că și el a făcut Institutul de Marină. Nu știam, l-a terminat în 70. Ce, tu unde erai? Păi eu aveam 2 ani atunci. Dar și am mai discutat din institut cum era pe vremea lui, cum era pe vremea mea. Mari diferențe de fi. A navigat puțin după care i-au luat aviz în securitate și mie mi l-au luat în institut, pentru că la lucru eu n-am apucat să navig. Știu, m-am mai întrebat, acum să spun ceva, eu am un respect mare pentru marinari și lăsând la o parte felul în care a condus România, faptul că ești marinar să conduci vapoare și mai ales cum era înainte, cum era atât de sofisticată, e o treabă bărbătească, adică profesional nu pot să mă bag, nici nu vreau să mă bătez, respect toți oamenii care trăiesc în mare, sunt bărbați, să știi. Nu trebuie să sară din elicopter. Acum navele sunt moderne, stă pe fotoliu și aprinde țigări. E boier, are apartament de 3 camere, poate să aibă și o mică piscină, poate să-și ia și soția sau pe cine dorește dumnealui, așa că nu e o problemă. Dar n-ar fi rău. Dacă ar lua la cine mă gândesc eu și vă gândiți și voi și ar pleca cu vapor, ar fi senzație. Nici fotomodelele edilului nu au lipsit de la eveniment. Îmbrăcate cât mai sumar, acestea au încins pe loc atmosfera cu o defilare extravagantă. Exercițiile de luptă au atras și ele atenția curioșilor, nu numai fetele frumoase însoțite de primarul Radu Mazăre. Aeriene au capabilă a partea centrului 39
care vor urmărate plantarea. Jandarmeria nu a avut nici acum să lipsească de la acest eveniment. Militarii au oferit un exercițiu care a constat în imobilizarea și prinderea unei persoane care a jucat foarte bine rolul de răufăcător. Elicopterele și focurile de armă trase de către militari dintr-un elicopter de luptă i-au introdus pe privitori într-o atmosferă cu iz patriotic. În această seară, la ora 21, se va aprinde pavoazul electric al navelor și de la ora 22 se vor retrage toți marinarii prezenți la manifestările de astăzi cu torțe pe traseul Comandamentul Flotei, zona Piața Ovidiu, Prefectura Constanța. Praznic mare pe 15 august pentru toată suflarea creștin-ortodoxă din Megidia. Însă această zi a fost un prilej de mai mare bucurie pentru credincioșii din cartierul Spital, deoarece biserica din zonă și-a aniversat hramul. Imediat după jurnal veți putea urmări în întregime slujba dedicată Sfintei Marii de la Biserica Adormirea Maicii Domnului. Hramul este sfântul patron al unei biserici. Prin extensie, hramul numit și praznicul bisericii este serbarea de ziua patronului bisericii, de obicei un sfânt din calendarul ortodox. Astăzi, megidienii au sărbătorit hramul bisericii Adormirea Maicii Domnului din cartierul Spital. Cuvântul hram provine din limba slavonă și înseamnă casă. După tradiția bisericii ortodoxe, fiecare biserică, în momentul în care se târnosește de către episcop, primește un nume care devine hramul său. Cuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Bunătatea bisericii tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru tine.
Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Târnosirea este deci actul de botez al noului lăcaș de închinăciune care primește de la arhiereu hramul său, numele său. Acest nume este un eveniment din istoria sfântă, de pildă pogorârea Sfântului Duh sau Sfânta Treime, nașterea Domnului, învierea Domnului, înălțarea Domnului, Sfânta Cruce sau adormirea Maicii Domnului, nașterea Maicii Domnului, buna vestire sau numele unor persoane sfinte. Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Gheorghe, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfântul Dimitrie, Sfântul Vasile, Sfântul Nicolae, Sfinții Trei Ierarhi. Prin sfințirea bisericii, hramul devine îngerul păzitor al bisericii, patronul său spiritual. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, frați creștini, ziua de astăzi, praznic mare pentru toată suflarea creștină ortodoxă, astăzi sărbătorim adormirea Maicii Domnului, așa cum foarte bine știți, și totodată mutarea ei cu trupul la cer. Pentru dumneavoastră, cei care sunteți penoriașii acestei parohii, este o sărbătoare cu atât mai mare cu cât aveți și hramul Sfintei Biserici aici, adormirea Maicii Domnului. Ce putem să spunem despre această sărbătoare? Mai întâi trebuie să evocăm puțin momentul. După tradiția Sfintei Biserici se spune că atunci când Maica Domnului s-a apropiat ceasul ca Maica Domnului să-și dea sfârșitul pământesc, Sfântul Arhanghel Gabriel, cel care a vestit-o și la Buna Vestire, când i-a spus că va naște Fiul, pe Fiul lui Dumnezeu, aceeași persoană sfântă cerească vine și o vestește pe Maica Domnului că în curând se va muta la locașurile cerești ca să fie pentru totdeauna împreună cu Fiul Său, pe care l-a iubit atât de mult și pe care l-a dorit atât de mult. Și sigur că da, am putea spune că și vestea aceasta a morții, dacă vreți, a adormirii Maicii Domnului, este tot un fel de bună vestire. În general, pentru oamenii obișnuiți, dar mai ales pentru oamenii păcătoși, moartea vine fără de veste. Moartea vine ca o pacoste, moartea vine ca o mare tragedie. Cu frică mare vine moartea pentru omul păcătos. Dar pentru omul sfânt, pentru omul ales al lui Dumnezeu, adesea se întâmplă că însuși Dumnezeu, prin îngerii săi, prin vestitorii săi, îi pregătește pentru acest moment și pentru ei, de fapt, moartea nu este altceva decât o adormire. Vedeți cum și folosim această expresie, adormirea Maicii Domnului. Nu zicem moartea Maicii Domnului. Pentru că moartea a fost înghițită de biruință odată cu trecerea lui Hristos prin durerile morții, prin patima sa, prin moartea sa și prin învierea sa din morți. Noi nu mai vorbim de moarte, ci vorbim de adormire. Viața Maicii Domnului este un exemplu de ascultare, de smerenie desăvârșită, de curățenie trupească și sufletească, de credință deplină, de iubire de Dumnezeu, de dăruire până la capăt. Cele mai cunoscute cuvinte ale sale sunt: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, rostite atunci când Arhanghelul Gavril i-a vestit că din ea se va naște Fiul dumnezeiesc. În același timp știm, potrivit tradiției, că Sfinții Apostoli au fost chemați și purtați de Duhul Sfânt din toate părțile lumii, se spune, de la margine lumii, acolo unde ei se aflau, trimiși prin mandat dumnezeiesc ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că momentul acesta al sfârșitului pământesc al Maicii Domnului trebuiau să-l cunoască și să fie și ei de față la acest moment, ei sunt purtați de Dumnezeu și aduși la locul acela la Ierusalim, unde Maica Domnului urma să-și dea sfârșitul pământesc. Dintre ei lipsește unul la acest moment. Sfântul Apostol Toma, nu întâmplător, aproape să zicem printr-o simetrie, același Toma care nu fusese prezent atunci când Mântuitorul s-a arătat ucenicilor după învierea sa și când a venit Toma, așa cum știți foarte bine, el
nu a vrut să creadă, deși avea mărturii multiple, copleșitoare din partea tuturor oameni, totuși n-a vrut să creadă și a zis, până ce nu voi pipăi eu cu mâinile mele semnele cuielor, nu voi crede. E, iată că la adormirea Maicii Domnului cumva se întâmplă ceva similar, el nu este prezent la acel moment, este adus mai târziu, purtat și el de Duhul Sfânt și găsește mormântul gol. Mormântul Maicii Domnului, bineînțeles. De unde înțelege semnul lui Dumnezeu, Maica Domnului îi lasă ca mărturie omoforul sau ce este omoforul. Este un obiect de îmbrăcăminte care este de obicei purtat peste umeri și cu care se poate acoperi și capul. Era un obiect aparținând Maicii Domnului și de care s-a învrednicit Sfântul Apostol Toma. Ierene Uriașii au participat la slujba Tainei Sfântului Maslu și la slujba Moliftelor Sfântului Vasile cel Mare, iar astăzi aceștia au fost prezenți de la ora 8 la oficierea Sfintei Liturghii închinate Fecioarei Maria, la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Megidia. Mulțumim televiziunilor care sunt alături de noi, televiziunilor locale și încă o dată dumneavoastră tuturor că ne sunteți alături și ne împărtășiți din bucuria dumneavoastră. A fost o slujbă frumoasă, o slujbă înălțătoare, o binecuvântare pentru noi. Vă spun că avem această bucurie și vă împărtășim și dumneavoastră. Așa, ca să nu lungesc și să nu vă plictisesc sau să mai prelungesc căldura care ne topește, vă mulțumim încă o dată. Vă urăm celor care purtați numele Maicii Domnului la mulți ani, să fiți sănătoși și să vă rugați Maicii Domnului pentru că ea este Maica Vieții, este Maica tuturor. Ea este nădejdea și cea mai bună și mai importantă mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Doamne ajută, încă o dată la mulți ani, să trăiți în mulți ani cei care puteți numele. Doamne ajută! La hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Megidia au participat și preoții Eugen Tănăsescu și Bogdan Sava de la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel Constanța. Aceștia au fost însoțiți de câțiva membri ai corului Arhiepiscopiei Tomisului. Cei 50 de noriași prezenți la slujbă au fost apoi invitați la o mică agapă. Prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. La noapte, mercurul din termometre va indica 19 grade Celsius. Mâine, vremea se va mai răcori cu câteva grade. Mercurul din termometre înregistrând la orele prânzului o maximă de 32 de grade Celsius. Acestea au fost știrile Media TV Megidia. Sunt Simina Lupu și vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți informații sau imagini care pot deveni o știre, ne găsiți la sediul redacției din incinta Casei de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu. De asemenea, suntem disponibili la adresa de e-mail mediatvmegidia@gmail.com, pe Facebook la numerele de telefon 0241 820700, 0728 820700 sau pe site-ul nostru mediatvgroup.ro. O seară liniștită tuturor! Pe curând!